Cu ce noutăți ați venit anul acesta la Indagra? Am venit cu un nou disc care se numește Presto, care este chiar o mașină potrivită pentru cultură de România. Este o mașină ușoară, un disc ușor care se potrivește la fermierii mai mici și este o mașină care se produce la Chișinău-Criș, unde avem fabrica în județul Arad. Este o noutate pentru utilajele care se produce în România. Dar avem și pluguri, care tot sunt o noutate pentru mașina Spardo România și alte mașini care sunt, le considerăm mașini complementare, adică care complementează cerințe fermierilor. Comparativ cu anii precedenți, cum vi se pare ediția din acest an a târgului? Eu zic că târgul este un târg important, este organizat tot mai bine și îmi pare numai rău că nu există o participare așa de mare de alți vânzători de utilaje agricole care nu participă la expoziția asta. Dacă ar fi și ei, ar fi chiar o expoziție mult mai importantă la nivel internațional și o să avem mult mai multe vizitatori. Dar fiind o expoziție care interesează și partea agroalimentară, este o expoziție care aduce oricum vizitatori mulți, mai ales pe weekend am avut, astăzi sâmbătă, am avut foarte mulți vizite la stand și ne bucurăm cu activitatea care facem la Expo. Înseamnă că Masca Gaspardo este un produs cerut pentru că chiar avem multe, multe persoane care vin la noi la stand. Ne apropiem de finalul anului, ați putea face o analiză a pieței românești în acest moment? Da, pot să spun, referitor la ce înseamnă Masca Gaspardo, România este o piață care a crescut foarte mult în ultimul an. La nivel de vânzare pe piața internă am ajuns la 8 milioane de euro și cifra de afaceri total pe România 18 milioane de euro, din care 10 sunt export. Asta e tot ce înseamnă fabrica de la Chișinău-Criș. Eu cred că este un rezultat foarte important, foarte bun pentru ce înseamnă piața de România și de anul asta pot să spun clar că am devenit cel mai mare producător de utilaje agricole din România și eu cred că am ajuns să devenim și, dacă nu cel mai mare, dar între cel mai mare distribuitor de utilaje. Eu vorbesc de utilaje pentru tractoare, dacă vorbim numai de că noi nu vindem tractoare, nu vindem combine, dar vindem numai utilaje. Cred că am ajuns la primul loc în țară. Ați deschis o nouă hală de producție pe platforma de la Chișinău-Criș. Care va fi următorul pas? Da, chiar ieri am făcut inaugurare la Chișinău-Criș, la noua hală de producție, în care am pus, unde am investit 5 milioane de euro și am pus o nouă instalație de vopsitorie lichid și praf. Este o instalație foarte modernă, una din cele mai moderne din Europa și este o instalație în care toate piesele o să fie sablate și după aia vopsite cu vopsea praf sau lichidă, depinde de dimensiune și de partea care interesează, ce parte interesează mașina și cu asta ne ridicăm la nivel de calitate, ne ridicăm la un nivel foarte înalt. Chiar și Masca Gaspardo România o să aibă o instalație, să zicem, ultima investiție care am făcut în grupul și asta ne ridică foarte mult nivel de finisaj a utilajelor și îmbunătățim tot timpul calitatea, că asta este interesul nostru. Următor pas o să fie tot o investiție la nivel de Chișinău-Criș și o să investim în mărirea capacității productive. Planul care am făcut pentru următorii ani este să dublăm capacitatea productivă care avem acum. V-ați gândit vreodată să vă faceți fermier sau rămâneți doar la statutul de businessman? Nu, eu pot să spun că sunt deja fermier pentru că avem o fermă în Italia, care este o fermă destul de mare pentru dimensiunea Italiei și este o fermă de 250 de hectare. În România am început să investesc în agricultura, în pământ, dar nu pot să spun că am ajuns la o dimensiune potrivită încă, dar
cumpărăm pământ. Adică în zilele astea chiar am fost să vizitez în zona Chișinău-Criș-Nadab, să vizitez niște zone în care vreau să mai cumpăr pământ. Acum am ajuns la aproape 100 de hectare, dar mai vreau să cumpăr altă suprafață, să dezvoltăm ce îmi place mie, agricultura și paisagistica, putem să zicem așa. Adică mie îmi place foarte mult peisaj, mie îmi place să nu fie numai agricultura, dar să fie fermierul să se uite și la peisaj care îl înconjoară. Asta ar fi însemnat să fie plantat pomii, să fie niște pădure pentru animale. Mie îmi place să fie, să nu ne gândim numai la agricultură, dar și la natură. Și să încercăm să facem într-un fel în care și venatul și animale pot să stea într-un mediu potrivit și nu numai să ne gândim la cultura mare, să facem productivitate și să nu avem niciun pom pentru că am tăiat tot pomii numai pentru a aduce, să zicem așa, un profit la bilanț. Trebuie să ne gândim că noi trăim și într-o țară care ne-a dat... Am avut mult noroc, trăim într-o țară frumoasă, dar trebuie să o și îmbunătățim pentru viitor.